Dotat cu 47 de aparate de sport și o pistă pentru alergat, parcul de fitness este apreciat deja de cei pasionați de mișcare în aer liber. Este o gură de aer proaspăt pentru Constanța, care sportul a decăzut cu desăvârșire și sper că nu va fi ultima investiție de acest gen în Constanța. Este un concept exact ca în afară, cel puțin în Ungaria găsești cam în orice parc. În sfârșit evoluăm și noi. Aparatele sunt noi. Sunt bune, sunt funcționale, sunt pentru toate genurile de sport, da? De la atletism, antrenamente funcționale, antrenamente de crossfit, până la yoga, relaxare. Două săptămâni s-a lucrat la realizarea parcului, iar locul nu a fost ales întâmplător. Tot mai mulți turiști și localnici vin pe plajă, în special dimineața și seara, ca să facă sport. Spun că vacanța nu înseamnă doar soare și mâncare, ci și un plus de grijă pentru sănătate, mai exact, sport și odihnă. Este o idee foarte bună, acest parc, pentru că pot să vină diferite persoane și nu este un loc în care nu pot să ajungă, de exemplu, la sală unde trebuie să plătești. Acesta este un parc fitness. Toată zona de plajă, am văzut că sunt foarte mulți oameni care aleargă și am zis că este un prilej bun, oportun pentru a face această sponsorizare, pentru a completa zona de plajă. Cei care vor folosi acest stabiliment sunt persoane dedicate sportului și automat dedicate unui stil de viață cu mult bun simț. Parcul a costat 250.000 de lei și a fost realizat printr-un parteneriat între Primăria Municipului Constanța și un dezvoltator imobiliar. Spațiul de agrement va avea și o zonă verde dotată cu sistem de irigații, o pergolă pentru umbră și condiții bune pentru a putea desfășura activități sportive.